Nu s-a întâmplat nimic, probleme, foarte multe probleme și mulți deja șefi de state, șefi de delegație au plecat și Cricova astăzi, ca niciodată, nu va avea oaspeți din partea CSI-ului. Cum rămâne cu meniul? Pentru că am înțeles că s-au pregătit bucătarii. Era bine dacă mergeam noi, că oricum suntem toți flămânzi și noi și dumneavoastră, dar întrucât nu mergem, m-am gândit și de fapt eu am luat decizia și am dat comandă ca tot ceea ce a fost pregătit pentru noi să se ducă la casă de bătrâni, casă de copii din Chișinău. Tot ceea ce a pregătit. Eu știu că sunt bucate foarte gustoase și eu aș vrea ca cetățenii să mănânci și ei măcar o dată în viața lor ceea ce mănâncă conducătorii șefii de state. Asta schimbați tradiția? Înseamnă că la Cricova nu o să va merge cu ochii? Nu pot să spun schimb tradiția, dar așa s-a creat astăzi că din cauza că unii trebuia să plece, au plecat și atunci am hotărât că nu mergem și mai bine ar fi, cred că sunt cetățenii ce înseamnă o bucată gustoasă. Să știi spre ce se tindă, să nu se mulțumească cu osul care îl aruncă puterea. Asta e un comand pentru CSI? Nu. Nu e vorba de CSI aici. Nu.